ziua 16, când vin să mănânc banii de 30 de lei. Ce asta? Sunt în Dragonul Roșu, Mașa Fier. Mamă, știți că ăsta e bun să facă un plumb pentru Dunăre. Adevărat. Am venit să facem ziua 16 cu 30 de lei, să vedem ce-mi pot cumpăra. Am venit cu nebuna mea. O să mergem să luăm altceva din meniuri pe care l-am luat eu data trecută. O să iau cheia, apa și hai să mergem. Chiar dacă ar fi mai scump puț un pic cu 5 lei, cu 3 lei, pentru că na, așa e. Am venit cu baba mea, cu XXX-a, tot aici în Dragonul Roșu. O să mănânc tot așa cu microfonul, o să-l pun de data asta ca să se audă mai bine. Păi, nu dăm banii pe prost, mâncăm ceva. Două carne, 32 de lei. Deci, 32 de lei. Porția, 38 de lei. Două carne, o fructe de mare. La 32. Uite mă, cartofii e buni. Ăștia sunt. Cartofii e buni. Rău de tot. Bună ziua. La pache, vă rog. Meniu la 3 ori, da? Da. Păi, ca și carnea e vită picantă? Vită picantă. Da. Și... cărnița asta de porc. Da, da. Ca legume vinete. Cartofi. Și merge și tofu? Da? Da. Da, da. De la vinete, vă rog. Să-mi puneți bețe, fără furculiță. Nu vreau să stau să filmez fețele oamenilor. Mamă, ce arată ei. Mersi frumos. Uite aici stau, că e și umbră, e frumos. Mi-am luat o sticluță de apă. A, știți care e treaba? Hai să mă duc să-mi iau camera. Gata, brother, ziua 16. Iar am venit să mănânc, dar altă mâncare și de la alt restaurant. Dar ați văzut cât a costat? 32 de lei. Acum prețurile nu sunt fixe, pentru că mâncarea chinezească e mai scumpă. Ai, mai bună! Puteți să faceți chestia asta de fiecare dată când doriți. Avem un orez și ce credeți, mi-a pus și un pic de sos pe orez, pentru că așa e mult mai gustos. Fiți atenți cum arată și ce bun e! Să puteți face orezul în felul acesta, cu siguranță vă trebuie un aparat. Eu mi-am cumpărat aparatul, avem o pereche de bețe. Aș putea să mănânc un băț, poate doar cartofi prăjiți, adică să-l înfing așa în cartofi, știți ce zic? Bun! Lumea trece pe stradă, se uită la nebunul de mine. Și avem la 32 de lei, cu cât e mai scump, cu atât sunt mai multe porții de carne. Exact așa arată. Și o să fac și thumbnail-ul la fel. Brânză soia picantă, vinete, dulci, cartofi făcuți așa, șmecherie. Și două de, deci astea trei sunt legume. Și astea două sunt de carne, de porc și vită picantă. Îmi plac foarte mult. Și acum să ne introducem această mâncare în trup. Vreau să vă dau cât mai aproape ca să vedeți că eu mănânc, nu mă prefac. Și să vorbim despre chestia asta când mănânc. Am mai multe idei în cap legate de mâncare. Mi-am pregătit toate astea aici, mi-am pus toate combinațiile. Vreau să mă duc să mănânc la mai multe restaurante în București. Sunt unii care fac chestia asta pe afară, doar că din moment ce nu mă sponsorizează nimeni, nu primesc un leu pentru sponsorizare. Nici ăștia din Dragon, nici ăștia cu restaurantul, ați văzut. Nu mă plătește nimeni pentru ceea ce fac. Where is the bon? Unde-i bonul verde? Am făcut ăștia hocus pocus de mi-au luat bon. Moar la râsă dacă știu unde-i bon. Cred că mi-a căzut, habar n-am. 32 de lei, în fine. Dar o să mă duc să testez fel și fel de mâncăruri. Am idei în cap, dar după ce termin trendul acesta de 30 de zile. Hai să nu mai stăm la discuții. V-am spus că orezul este superb. Dar să știți că dacă voi vreți să faceți orez ăsta acasă, nu e de ajuns să-l fierbeți, nu știu, să-l fierbi ca pe cartofi. Nu. Mm. Avem aici niște brânză tofu pe care, bineînțeles, am rupt-o. Deci eu mi-am cumpărat brânză tofu, am acasă în frigider.
nu are niciun Dumnezeu. Dar, făcut așa cu condimente, văd că schimbă gustul. Mi-am cumpărat 4 pachete de brânză. Aceștia sunt niște cartofi. Dar cum credeți? Cartofii se fac la foc foarte tare ca să rămână tari, așa cum sunt ei, dar nu sunt foarte tari, sunt semi și lipicioși, așa. Și mai avem și niște vinete. Aceste vinete sunt făcute cu zahăr. Zahăr brun. Sunt tăiate bucăți așa micuțe și foarte, foarte dulce. Da, da. Deci ai impresia că e... Ce mâncare e bună? Foarte, foarte bun, băi. Uite. Se vede... Și acum să vă arăt și carne. Carnea pe care am luat-o e un porc, carne de porc, burtă de porc, e făcută atât de bine și, credeți-mă, are foarte mult anason, pentru că așa se pune ca și aromă și mie îmi place foarte mult. Sunt bucăți de grăsime, dacă le vedeți, pe care, sincer să fiu, le ador, le iubesc. Nu sunt scârboase, e ca și cum aș mânca carnea de porc, picioarele de porc făcute, le știți, da? Și în final, uitați cât de bine arată. Da. Deci arată bine, grav. Grăsimea aia se topește în gură. Avem carne de vită. O carne de vită puternic dezvoltată, făcută cu ceapă, dar e și picantă. E textura moale, dar în jumătatea ei se găsesc un fel de textură mai puțin mai grosuță, pentru că e vită totuși. Îmi dai bună rău. Se găsesc și ardei, cred că se poate observa. Și ardei sunt prăjiți, au un gust de făcut pe grătar. Din cât am aici, o mănânc de două ori. E chestia că am câștigat și ziua de astăzi. Folosim banii pe care îi dădeam pe țigări. Eu nu fumez, n-am fumat, dar am inițiativa de a scăpa de cât mai mulți fumători sau cei care vor să se apuce, le rămâne în cap chestia asta. Țigările nu te duc pe drumul cel bun. Punct. Plus că mai avem o chestie. Să vă arăt așa o combinație. Aici mai e zeamă și e zeamă mult. Mamă, eram să vărs. Și e zeamă multă. Luați din orezul ăsta, uite așa, frumos, și băgați-l aici și amestecați. Uite așa. Mamă, chestia asta îmi place foarte mult. Pentru că rămâne zeamă aici, întotdeauna am făcut chestia asta. Tot orezul îl pun aici și îl amestec, pentru că are alt gust. Și acum mănânci orez aici, marinat, aromat. Aromat, parfumat, marinat. Mă îmbrac și sunt gata de agățat. Ai nevoie să mănânci încet. Brânza asta, tofu. Mamă, cum... E bună la gust, mai ales dacă e marinată, mai ales dacă are aroma aia bună, bună rău. Dar să nu mai vorbim de... cărniță. Acum, oricât ați crede voi. Uite, și vă arăt aici o bucată destul de grasă. Cred că e cea mai grasă bucată din... de peste tot. Uitați-vă câtă grăsime are. S-a dus, s-a topit. Să nu credeți că vi se face scârbă. E aromată. Chinezii ăștia știu ce să pună în mâncare. O să vă arăt mâncare făcută acasă, chinezească. Să înceapă ploile, să înceapă perioada asta mai nasoală, așa, știi ce zic? Ca să stăm în casă. Că nu o să pot să mă duc la pescuit. Ceva ce e valabil pe canalul de YouTube Fish Hacker, cel mai mare canal de pescuit din România. O dăm pe mâncare și v-am zăpăcit. O să vreți că... O să vreți și voi să vă duceți. Și sunt destule restaurante pe Colentina, cele mai multe. Aici e zona pentru restaurante chinezești. Aici sunt cei mai mulți chinezi din România. Lângă mine aici. Și vreți să vă duceți să vă faceți și voi mâncare singuri. În caz că nu știți,
O să vă învăț eu, cel mai chinez bucătar. Eu zic că trebuie să fie un nou hobby pentru voi. E un hobby în care faci și mâncărică chinezească, de exemplu, vorbind aici, strict, și în timpul ce o faci, te gândești că la sfârșit te bucuri de ceva super bun, mă, foarte bun. Să nu mai vorbim de vita asta, care e nesimțit de gustoasă, absolut. Sau de cartofi ăștia șerpuiți. Ăștia sunt vii dacă vă uitați la ei. Se mișcă, dar sunt foarte gustoși. Doamne, aș mânca într-una. Non-stop aș mânca, uitați-vă și voi. Te gândești acum ca preț. Bă, frate, e 30 de lei. Mă, să cheltuiesc eu 30 de lei, vă ziceți, că așa ziceam și eu când nu aveam bani. Cum să cheltuiesc 30 de lei pe așa ceva? Mai ales zilnic. Bine, nu zilnic. Eu dacă aș fi lucrat aici sau aș fi avut magazin, mâncam în fiecare zi. Mai avem încă un magazin, tot aici în Dragon. Mai exact, voi ce puneți pe primul loc în viața voastră? Eu, prin vlogurile pe care am început să le fac, am început să țin și lecții de viață. Mamă, unii vor spune, pe câți ani ai tu, mă? Da, mă, 35 de ani, fac 36 anul ăsta. Dar gândiți-vă la o chestie. Am trăit și am văzut foarte multe lucruri, mult mai multe decât le poate vedea cineva care deja a împlinit 70 de ani și a trecut pe lângă viață dormind și a dormit pe el. Nu. Vă spun. Bătrânește așa. Vă spun chestia asta din proprie inițiativă. Am lucrat și pe taxi și am dat de fel și fel de oameni, de la pușcăria și cum se zice, și ei sunt tot la fel oameni, dar așa se spune, mamă, că e pușcăria. Care-i treaba? A greșit și el în viață și a plătit fapta și a trăit pedeapsa, cum se zice, și și-a făcut treaba. Dar sunt oameni și oameni. Unii devin ok ca și oameni, alții tot pe ciordeală, tot pe mangleală. Ăsta e modul rău sau bun, zice Biugi Mafia. Fiecare să se ducă la locul lui, exact acolo unde trebuie. Dar vezi oamenii și ajungi să te ferești de ei și să-i cunoști. Așa și eu. Vă dau niște lecții de viață cât se poate și voi nu trebuie să faceți ca mine. Nu, fă ce zice popa, nu fă ca el. Știi cum vine treaba. Nu trebuie să faceți ce vă spun eu în general. Dau niște sfaturi. Dacă voi le aliniați bine și le calculați, le gândiți, o să ajungeți la concluzia că merită sau nu merită aplicate în anumite situații. De exemplu, o lecție e că țigările, n-am variat, pe lângă faptul că costă foarte mult și durează foarte mult o boală dacă se instalează, țigările te pot omorâ. Fumul acela pe care tu nu-ți dai seama că, mamă, îl tragi în piept, îl tragi și îl fumezi, în general deschide multe boli. O singură țigară, gândiți-vă, și plus că sunt mulți care fumează de ani de zile, pe lângă bolile și riscul, crește foarte mult riscul de cancer pulmonar, pentru că în plămâni se duce tot. Faci cancer în diverse părți ale organismului datorită acestei nocive țigări. O grămadă de gudroane și de fosfat și de ce nu are o țigară în dânsa. Repet ce am mai spus în alte vloguri. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că fumatul e bun și sănătos, noi ar fi făcut omului un coș în cap. Aveam un coș după cap așa, sau lângă ureche aici un coș pe unde să iasă fumul și ne tunam. Noi ca oameni ne tunam. Ne puneam două coșuri, să avem ca la mașină două tobe. Pe lângă chestia asta, dinții se înegresc. Riscați să faceți carii foarte multe, pentru că tutunul dăunează și dinților, în caz că nu știți, și miroase gura foarte tare. Am avut iubite care fumau, de exemplu. N-am nimic cu nimeni, puteți să fumați până nu mai puteți. E chestia că majoritatea aveau un miros ciudat, mai ales dimineața, pentru că tu te duci dimineața să fumezi, simți nevoia, sau după masă, știi, sau după ce mănânci la Mac, mănânci peste tot, tu ai nevoia neapărat de a aprinde o țigară. Acea țigară te trimite la gară să tragi de o fată murdară și pe mine la restaurante să mănânc. Mamă, cum am dat-o, pentru că mulți nu realizează că într-o lună de zile fumați aproximativ 900 de lei pe lună, băgam pe lângă gură, vele, într-un an. 10.800 de lei noi și în 10 ani de zile 1 miliard 80 de milioane vechi. Deci cum ar veni 108.000 de lei. 108.000 de lei, mă. Mă, ce mașină vă luați voi în 10 ani dacă vă lăsați de fumat? Vă întreb eu pe voi. Mamă, ce bine am dat-o. Cred că unii se simt aiurea pentru că se gândesc, mamă, ce mașină puteam să-mi iau de 20.000 de euro. Ați auzit bine, e 20.000 de euro fumați în 10 ani. Chestia asta, dacă nu v-a spus-o nimeni, cu siguranță nu o să vă gândiți că, da, se poate întâmpla.
sau mi se poate întâmpla mie. Da. Nu mă interesează că unii dintre voi aveți bani și vă permiteți orice, mă interesează și de sănătatea fiecăruia, în sensul în care ar fi bine să o puneți pe primul loc. Eu îmi pun sănătatea pentru că am și copii care sunt alături de mine. Vreau să mă bucur cât mai mult de ei. Chestia asta mă ajută foarte mult să mă mențin, să fiu sapă din toate punctele de vedere. Că se mai întâmplă ca unele persoane să nu realizeze chestia asta, mai târziu când faci un copil și te îmbolnăvești, vai, cu cine crește copilul, cu ce se întâmplă cu copilul după ce... Pentru că mi s-a întâmplat să fac un cancer la plămâni, să zicem, da? Nu mie. Celor care li se întâmplă, să dea Dumnezeu să nu fie nimeni pe pustiu să fie, să nu se mai îmbolnăvească nimeni pe globul pământesc, să dea Dumnezeu. Dar inevitabil, țigările asta fac, declanșează boala odată și odată, n-ai ce să faci. A, că bunica mea și bunica mea au fumat până la nu știu câți zeci de ani. Până la 70, până la 80. Nu vă puneți fiecare corp cu fiecare metabolism, de exemplu, da? Așa cum fiecare se poate nenoroci în viață de la un singur parasinus sau paracetamol, pentru că nu-l suportă, e sensibil la medicamentul respectiv și dacă nu-l suportă corpul, pur și simplu îl respinge corpul. Așa că gândiți-vă că ar fi bine să nu fiți voi în corpul celor care se îmbolnăvesc de ceva de la țigări. Dacă țineți la viața voastră, faceți ce fac și eu. Eu nu mai pot să mă amână, să mor mie la asta dacă mai pot. Cu voi a fost Chiari Vlogger astăzi. Încercați să realizați. Dacă unii dintre voi realizează chestia asta, v-ați prelungi viața și vă prelungiți și confortul în viață, deoarece câteodată eu mai mănânc din ea, ce o arunc, mă duc îmi fac treaba, că am niște treabă azi, să pun niște colan pe Logan, după care iar mănânc. De ce să nu mănânc dacă, ia uite, după care mănânc din nou. E chestia pe încheiere, să vă spun următorul secret, aș putea spune. O să fii mulțumit financiar din punctul ăsta de vedere. Am prieteni care muncesc pe 25 de milioane, pe 30 de milioane, dar un 10 milioane îi aruncă pe țigări. Am prieteni care muncesc pe 17 milioane, pe 18, au salariu de paznic, de fel și fel. Și zice, frate, mă termină țigările, nu știu ce să mai fac, m-au zăpăcit țigările. Din ce cauză? Din propria inițiativă. Pentru că tu ești cel care acceptă să fumeze. După ce că unii și prieteni de-ai mei și cunoștințe sunt mai amărâți, au și copii, nu se pot lăsa de fumat nici nevasta, nici bărbatul. Nu mai lăsați comentarii că cine ești tu să te intereseze pe tine sau să comentezi. Nu vă înțelegeți că nu mă interesează, puteți să vă puneți țigări și în cur și în cap. Pe mine m-ar interesa, dacă ați putea, și mă interesează cât se poate, să se lase lumea sau să nu se apuce în caz că n-au făcut-o. Majoritatea care pun țigara în gură la început sunt din proprie șmecherie. Se consideră mai importanți, ești mai șmecher. Ești mai smart doi când ai pus țigara în gură. Și cu asta basta, cu asta am zis tot. Pentru că știu fete, copiii unor prieteni de-ai mei cu care am crescut, dar nu vreau să dau din casă, că nu vreau să... Și acum părinții nu știu că fumează, dar de fapt ele la liceu acum fumează. O grămadă de fete, o grămadă de băieți, copii care s-au apucat să fumeze. Pentru că e mai șmecheră când ține țigara în gură. E mult mai șmecher. Să vedeți cu ce hază, cu ce șmecherie o ține sau o ia de aici, așa, știi? Tu ești mai șmecher, te vezi mai șmecher, dar nu te vezi mai șmecher. Deoarece tu spui viața în pericol și buzunarul. Tu nu o să-ți permiți mult mai multe chestii datorită țigărilor. Eu am acel Logan pe care l-am luat, mașina mea de pescuit, mașina mea de vloguri, mașina mea de casă și plătesc 13 milioane cu casco inclus. 13 milioane. Păi 9 milioane ar fi țigările, în multe cazuri, încă 4 milioane diferență. Adică mulți renunță la o mașină nouță și nu Loganul, că am dat 16.000 de euro pe el. Dar ar putea să și alt tip de mașină, poate mai ieftin, nu știu, la 12.000, la 13.000 și plătești mai puțin, mă, 600-700 de lei pe lună. Da. Dar prefer să meargă cu o mașină veche pe care o duce la servis, cum e o persoană, nu știu dacă se aude și se chinuie să pornească mașina de jumătate de oră. O mașină diesel care se strică mai mereu și poluează maxim, în loc să renunțe la țigări. Vă iubesc, ne revedem curând. Bum, bum, toate babele sar acum. E petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajur. Cu anălea nazare în cap, toată lumea se distrează. Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus. Muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.